dragi colegi. Declarația mea politică de azi se intitulează Interzicerea stresului indus de către autoritățile locale și naționale pe timpul pandemiei. Stimați colegi, stresul este o armă militară folosită din vremuri antice, este teama indusă cetățenilor prin diverse mijloace acustice, vizuale, media inclusiv prin frica de moarte pe care o are pacientul înainte de operație în fața medicului. Stresul este acumulat de organism precum radiația nucleară, și se determină ca produsul dintre durata acumulării stresului și intensitatea factorului de stres amplificat de un factor subiectiv în funcție de vârstă și experiență, pe perioada de dezacumulare este de trei ori mai mare, mai lungă decât cea de acumulare. Acumularea stresului din organism se reduce numai prin stresul de relaxare, cel care produce alte tipuri de enzime numite endorfine, și care vor elimina riscul ca nivelul ridicat de stres ce se acumulează să afecteze irreversibil organismul omului, generându-se bolile specifice sau bolile asociate. Stresul de relaxare se obține în principal din activitățile de relaxare, activ activitățile sportive cu prietenii în aer liber, în echipe, plimbările lungi în natură, îmbrățișări cu persoanele apropiate, servitul mesei cu familia, vizite la prieteni sau rude, petreceri, spectacole, muzică, film, ceremonii religioase drumeție la munte sau la mare, tratamente balneare, statul la plajă, pe malul mării, aerosol de salină, concediu de odină de cel puțin 14 zile în altă zonă decât orașul în care lucrezi sau locuiești. Toate acestea au fost interzise în perioada de pandemie. Stresul fiind o armă de război a fost folosit împotriva civililor de toate armatele pe timpul celui de-al doilea război mondial, în diferite forme, cu singurul scop de a produce panică în rândul civililor, din statele beligerante de a se instaura teama și frica de trupele germane pentru a descuraja orice formă de rezistență locală sau acțiune de nesupunere civică, folosindu-se diverse mijloace sonore, optice, presă, filme, reclame și mijloace de luptă, situație pe care o regăsim astăzi în acțiunile autorităților publice față de populația civilă pentru combaterea așa ziselor efecte ale pandemiei COVID-19. Pe timpul perioadelor stării de urgență și în perioada stării neconstituționale de alertă, a fost mai mult decât evidentă folosirea sirenelor de la ambulanțele smurd, de la poliție și jandarmerie, în mod cel puțin abuziv și nejustificat, cu scopul de a produce teamă de virusul SARS-CoV-2 în rândul civililor, cu scopul de a genera frica de moarte față de virus pentru a se accepta mai ușor măsurile cele mai aberante de izolare și carantină aplicate discrețional de către comandantul acțiunii Raid Arafat. Astfel că toate măsurile de distanțare, de interzicere a accesului în restaurante, la terase sau la săle de spectacole, în aer liber, la munte sau la mare, închiderea stațiunilor de tratament balnear, a școlilor și a instituțiilor de învățământ, interzicerea accesului în biseric la principalele sărbători creștine, interzicerea căsătoriilor, interzicerea botezului, restricții la ceremonia de înmormântare a rudelor, închiderea parcurilor și a locurilor de joacă pentru copii, a activităților sportive de orice fel în lumina activităților antistres enumerate mai sus, demonstrează fără niciun fel de îndoială scopul de a induce stresul în societatea civilă pe timp de pace, la... apelându-se la un instrument strict militar de a induce frica. Trebuie interzis medicilor, asistenților medical, poliției, jandarmeriei și mazmediei să mai folosească aceste mijloace de comunicare ce produc stres și induc o stare de panică în rândul societății civile, dacă cu adevărat aceste instituții vor binele națiunii române. Pentru aceasta, în regim de urgență, solicit Guvernului României și tuturor autorităților publice, locale și naționale să renunțe la folosirea stresului împotriva cetățenilor în timpul pandemiei sau pe durata stărilor de urgență sau, așa ziselor, stări neconstituționale de alertă. mulțumesc! Vă mulțumesc.